Vara aceasta, controlele s-au ținut lanț în toate stațiunile de la malul mării, astfel că nicio unitate alimentară nu a scăpat de vizita inspectorilor Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Domnul doctor are în cartografie 162 de unități și a făcut dumnealui, bineînțeles, împreună cu echipele, 172 de controle. Deci a acoperit întreaga area unități. În total au fost efectuate sute de controle și s-au aplicat peste 150 de sancțiuni în valoare de aproape 150.000 de lei, în ciuda alimentelor alterate care au tăiat pofta de mâncare turiștilor și a scandalurilor avute de inspectori cu agenții economici de pe litoral. Oficialii spun că la malul mării nu a fost înregistrat niciun caz de toxi-infecție alimentară. Este prima oară în istoria post-revoluționară când pe litoralul românesc al Mării Negre nu s-a înregistrat nicio toxinfecție alimentară confirmată. Așa că, dincolo de show-urile mediatice cu controle teribile și exclusiviste, scriptitoare și de mass media atrăgătoare, eficiența activității colegilor mei din acest lucru prezintă. Zero toxinfecții alimentare confirmate. Cele mai multe nereguli au fost descoperite în stațiunile din sudul litoralului, acolo unde inspectorii sanitari veterinari au împărțit amenzi usturătoare.